Din momentul de față până la sală, tot bani să ai. Banii sunt o problemă. La Constanța banii găsești la tomberoane. La tomberoane, ia să vedem, m-am adus colac, că nu pot să zic că nu văd colacul, codonac. Măi, tine, așa pune-i să filmeze, așa o bată vântul, așa, și eu fii nu trebuie, la mea fii trebuie, la asta. Dă-mă două colișe, la asta. Aha, dă-i la dos, am cât ai timp, cât zic eu, ia. Alegi mărânt de-o parte, bătut de-o parte. Toți s-a bătut de-o parte. Ia să vine mașina ăla pe șpirul. 2 în 10, 2. Fii atent, ți-am zis și dimineață. Eu de la, că a fost midi, de atunci am rămas guzat. N-a fost așa, mă aveți. Aici, pui mă dimineață, tot ai de pupat, băietul. Așa că, fii atent, de la tine nu se cunoaște că îi barba și nu... Am să lăs eu o barbă ca să nu se vadă buzele. Ia să vedem, începem, da? Ești mireasa, sigur, nu? Dar bună ziua, bună ziua, cinstiți, nu-n mari, socrimiți și socrimari. Mulțumim dumneavoastră, băieți militari. Dar ce umblați, ce căutați? Dar ce umblăm, ce căutăm, la nimeni înseamnă avem să dăm. Multe mări am trecut, multe țări am bătut, orașe și sate îndepărtate am colindat și nimeni înseamnă nu ne-a luat. Dar cine sunteți dumneavoastră din ne-a luat seama noastră? Dar pentru că ne întrebați cu încetul să denunțați, că de multe județe le putea spune pe lese. Tânărul nostru împărat de dimineață s-a sculat, fața albă s-a spălat, din trâmbițe s-a trâmbițat, multă oaste a adunat. 500 de grăniceri, feciori de vânători, toți din cei mai mari nepoți generali. Și la răsărit de soare am plecat la vânătoare și am vânat țara sus, înspre de apus, până cai n-a mai putut și potcoavele a pierdut. Și alergară și porniră pe fața pământului, pe arborii vântului, bând și chiuind, cai flăcări vărsând. Mult am ostenit până am sosit și v-am găsit. Acum ori floricica ne-o dați, ori de noi nu scăpați. Că noi am venit cu tâna coape de argint să scoatem floricica din pământ, să o scoatem din rădăcină, să o ducem la împăratul nostru în grădină, ca acolo locul să-i priască și mai mult să nu se ofilească. Dar s-o crimi să nu ne credeți de tâdăhar. Avem și firma cu pecețele de la împărăție. Cine știe carte latinească să vină să ne-o citească, iar cine nu, ca de foc să se păzească pe noi să nu ne scârbească. Nouă s-o crimi să ne aduceți oameni cărturari, să nu cumva să ne aduci un popă cu barba rară să ne ține până seară. Sau unul cu barba ca a fost să nu punea cu răspunsul. Răspunsul nostru este 6 pahare cu vin, 6 naframi de in, cu sute, cu fluturi și cu ibrișin. Fiiși de strămătură, numai să fii de voi bună. Fiiși de mătasă, numai să fii de aici din casă, la tiltita mireasă. Să nu cumva să vii la voi vecine să pățânul vă rușini. Că atunci va fi o cara noastră și rușinea dumneavoastră. S-o crimiți și mai ascultați și nu le-i băgați. Când va da soare de sare, mare oaste vă presare. Să aveți de ajuns, bus cu vin, cară cu fân, vaci lăptoasă, fete frumoasă, să vede, să mai aveți și lăutari mari, și bucătari mari, să lăziți casa, să îndindeți masa, că vine împăratul nostru îndată cu mulțimea lui toată, 155 din cei mai voinici, înalți la stat, pricepuți la cap,
când își dă cuvântul, se cutremură pământul. Cu mustața răsucită, cu cibota văscuită, cu mănușile sumese și cu fețele alese, și în măsele scobiți pentru nuntă pregătit. Socrimici, noi vom era, dar n-avem jos pe cine da. Noi n-am venit beți să discălicăm în scaieți. Noi ne aștereți covoară să discălicăm aici frumos în ograd afară. Ori ne aduceți scaunii de argint să discălicăm aici pe pământ. La caii noștri să dați frânt verde, cosit în noaptea lui Sfântul Gheorghe, cu roa neluată, cu floare nescuturoată, strâns între sărbători de două fete surori. Caii noștri să mănânce și din cap de să nu miști, caii noștri să bea și din cap de să nu dea. Socrimici, noi vom mai ora, dar avem de trecut unți cu brazi întunecoși, bine v-am găsit sănătoși, dar dacă cumva aveți prin casă ceva bucate, aduceți la noastre guri căscate, că noi de seara am plecat și nimica n-am mâncat. Poți să fii și pruni uscate. Când tot la gurile cascate merge, așa se zice, nu? Nu contează, dar dacă nu aveți cumva o dătură, măcar duceți ceva băutură. Ori ceva tărie, ori un vin mai bun. Cum o să vii la... Cum domnul Miri? E bun vinul? E frag? E alb? Nu contează. Să fie rece, că am venit de departe, și așa că ne-am încălzit și la spate. Din dealul mare. Nu contează, să știi, o să toarnim în pahare. Acum să dea Dumnezeu, să vă fii de bine, să vedem dacă te primești în mireasa, dacă o găsești, dar nu poți intra, domnul Miri, fii atent, ți-am spus că trebuie să ai bani. Nu îndrăzne nimeni. Cine îndrăznea să ia cozonacul cu vornicul de dedii dracu, așa că mai vine nu-l lua. Domnul Vasile, îl împărțim, nu? Unii ții băiatul, îl dau trei la. Domnul Miri, fii atent, uite aici și floare îți dau, vine și bagă mânele aici, noi îți mur, dacă ai fi tu aici mai de mult, dar și nici tipii nu-i fost aseară. Ești spalte, ștergi, uite, să-l dau trebuie. Aia nu ăla, murdărește-l de atunci de cricostă. Ia să vedem ce bagi în găleat acolo, haide. Să nu mă faci cumva de rușine să fii rău la mână, că-ți merge rău o lună sau o săptămână. Ia să vadă toată lumea cât ești de gospodar. Ha. O, să mai pui că nu mă supăr, dar mulțumesc, hai să-i lăs așa. Ei, hai să te stropesc așa în tăiul ăla, că cade la biserică. Că zis că înainte spune că dacă puneai bani mai mulți, te iei și apa. Da, așa că, uite, eu pot să beau apa, uite, ca să vezi cum fac. Bacnota s-o lichid cumva și eu beau apa acum, așa, și e tot acolo rămâne. Așa e că, hai, să vedem acum dacă ai intrare. Ai bani? Din momentul de față, dacă ai bani, ești cel mai borosan. Să vă fie nimeni de pe lumea, să dea Dumnezeu, că trecere frumoasă. Și să vedem dacă găsubirea asta. Ia! A, dă-i, Doamne, că am o casă, nu copii. A! Are de dat banii. Mulțumesc, domnul. Domnul Miri, cât? 10. Păi nu, că cineva a zis că trebuie să vorbești la microfon, că așa e pe la voi sau nu? Îți vorbesc eu, te ajut dacă... tu te-ai speriat că n-ai văzut cât îți la ușă. Ai plătit? N-am plătit, acum... Eu am zis că vrei să vă mulțumesc. Nu, vorbești cu portofelul, nu la microfon. Încercăm. Thank you.
domnul Miri la mine. Dar de aici te întrebi mie. Fals, eu nici n-am văzut în viața mea. Azi, 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 eu când ai văzut motul ăla, deși eu... Ia Dumnezeu dacă mă iutat bine. Hei, ia să vedem acum. Deja s-a aranjat, dar trebuie să vorbim cu camerai mari. Unii pune masa, de exemplu. Nu, te-a pui masa acum acolo, e bine? Dar dacă o dăm așa, s-o cum? Nu, exact cum acum e bine, eu două să nu vă deranjez. Păi nu mai mă doare capul, nu mai mă. Dacă tu ai zis că e bine, e bine, nu? Corect. Perfect pentru familia noastră, nu? Hai, îi prezentat pe Lunașul, Lunașa? Da, îl sărutăm la Lunașul, Lunașa, Mireasa? La vornic, nu sărutăm. Ei, ajut boala, acum. Toate florile aici. Ei, cum o să faci? La ce ora sunt la biserică? Ia și vină? Ia și vină? A, ca să știu eu zic, dați-mă ca vreți. Plecăm de aici, 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 aici. Ei, acum Nașa, Nașa, Lunașa, vină în coace. Cine, o primire mai este un pic, vine cineva. Bine ați venit! Nașa, Lunașa, e aici? Este obiceiul ăla la noi, că cine joacă hobă, tu să se aduce vornicul. Pardon, cine joacă hobă, tu nașa și cu vornicul. Ia să vedem acum! Nu ne mai ducem cu era după masă, că l-avem loc. Eu o să-i rămân în față. Hai, zi hobă tu, un pic, ia! Hai, Nașa, Nașa, cu Nașa împreună! Floricele de pe vale, adunați-vă în petale, să vă strâng într-o culoare, n-așa cap să mi le pună. Fă-ți nașa fina frumoasă, că de azi este mireasă. Pune-i nașă, val vreodat, că de azi s-a măritat, mă. Păi-ți nașă fina frumoasă, că de azi este mireasă. La pune-i nașă, val vreodat, că de azi s-a măritat, mă. Mama plânge prin tindă. Mama plânge, eu mă întreabă, te îmbracă azi rochița albă. Și mă duc după bărbat, cum le e fetelor dat, mă. Vecina plânge pe scară, i-a fost ca o surioară.
mă duc după bărbat. Bomle e fetelor, dacă mă vecina plânge pe scară, i-am fost la o sunioară. Anii par că sunt mai grei, mă. Nu se mai aude gura de copil prin pătătură. Mamă, tată, pentru voi va fi greu un an sau doi, mă. Nu fi striși, părinții mei, că o să aveți și nepoței, mă. Și mi-ndrea ca soarele, mă. La biserică plecăm, dragostea să ne-o jurăm, mă. Să fie pentru Lămâșoara Mireasă. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Mulți ani trăiască! Mireasa să trăiască! La mulți ani! Hai, scoate-ți poza! Acum nu râdi stare, ca să râdi visar, vă-i dați banii! Da! Ori veniți mai... Păi, ascultați comanda la dumneavoastră, la mine, ascultați că vă spun altceva. Acum și vă spune cameramanii și fotografii comandă.